cultural al capitalei. Acordarea de locuințe cu prioritate actorilor și regizorilor alături de medici și profesori prin demararea unui program semnificativ de construire de locuințe, astfel încât în prima ședință a Consiliului General vom înființa o societate de construcții 100% a municipalității, care va construi locuințe pentru tineri și sociale, de asemenea pentru profesii deosebite, pentru a acoperi necesarul foarte mare de cereri pe care le avem în acest moment, atât la nivelul primăriei generale, cât și la nivelul sectoarelor.